Deci am așteptat acest server de 5M aproape jumate de an. Urmează să vă zic în următoarele minute, dar eu zic că s-a meritat pentru că pe server sunt niște sisteme și niște chestii super interesante și la joburi, sincer să vă zic, chiar merită văzute. Deci, mă băi și fete, haideți să descoperim împreună cum este acest server de 5M. Ok, probabil ați văzut și din titlu de ce am așteptat serverul acesta aproape un an de zile. Faza este că băieții m-au contactat în urmă cu, nu știu, 5-6 luni, cam așa pot să-i zic, să fac o promovare la server și, din păcate, deschiderea acestui server s-a tot anulat pentru că băieții munceau cu zor la server, pot să-i zic, pentru că, na, știți și voi cum este, odată la deschidere apar anumite chestii și trebuie să le rezolve și ei s-au gândit să facă așa un remaster la server și, după cum puteți observa, suntem, mă băieți și fete, pe icedrp.ro. Aveți toate detaliile de acest server în descriere și vreau să spun că, bă, până acum, sincer, vreau să vă zic că este un server destul de interesant, adică îmi plac foarte mult chestiile, meniurile cum sunt și... Bă, chiar pare un server destul de modern, dar asta rămâne de văzut împreună pentru că, după cum puteți voi observați în dreapta, avem deja niște quest-uri. Mai exact, descoperă tehnologia, devină un șofer, să faci mai mulți bani și e timpul pentru viteză. Deci, mă băi și fete, aș vrea puțin să le iau pe dos, pot să-i zic, și o să mergem mai exact să ne cumpărăm un vehicul din dealership. Acesta este dealership-ul și vreau să vă arăt că este un meniu destul de interesant. Am vrut să-mi cumpăr de la început o ceva mașină, dar am zis că dacă sunt aceste quest-uri, de ce nu să le arăt pe videoclip. Vrei să ai propriul tău joc pe Magazin Play? Ori ai vrea să faci un venit pasiv? Pe projectgames.com puteți să cumpărați jocurile sau proiectele lor, după care voi doar trebuie să le publicați. Tot ce trebuie să faceți este să adăugați produsul în coș și să adăugați codul WebsterMK pentru 10% reducere. Bun, odată ce am venit aici la dealership, avem aici un Miguel Madrazo, apăsăm pe pentru a interacționa și avem un meniu destul de interesant și îmi place, ceea ce îmi place mie extrem de mult este că la fiecare clasă, în parte, de fapt nu la aceste clasă, la aceste clase, dacă o să dăm noi puțin mai încolo, putem observa că se schimbă locația, mai exact la dube, la motociclete și este un lucru destul de interesant asta. Bine, este un detaliu, pot să zic, dar sincer, mie îmi place extrem de mult acest meniu cum este. Să scrieți și voi în comentarii dacă l-ați mai văzut până acum pe un alt server sau nu. Eu, sincer, nu l-am văzut și mi se pare unul destul de frumos cum este. Bine, noi acum avem 20 de milioane de dolari pentru că ne-a dat aici fondatorul ca să filmăm, să ne cumpărăm acolo o mașină destul de interesantă și cred că o să mergem noi puțin la clasa A să vedem o mașină mai scumpă, uite, 30 de milioane de dolari, un Bugatti Chiron Super Sport. Bine, adevărul e că arată într-un mare, mare fel, avem și Koenigsegg la 4 milioane. Bă, sincer, niciodată nu am condus un Koenigsegg de ăsta, așa că hai să-i dăm un test drive să vedem puțin cum se conduce. Ok, apasă tasta G pentru a spune centura. Bine, din ce pot eu să observ, da, e clar, este, cum se cheamă, handling-ul acela frumos care îmi place mie super, super mult, deci chiar e un... mare win pentru acest server. Vedem pe aici că sunt și modificate chestiile de pe aici, mapping-ul, o să vedem puțin mai încolo ce este. Bă, ce frumos e pe aici, să vedem noi cu acest Koenigsegg, cam dacă putem noi să vedem ce e pe aici. Ok, vedem că este o stradă aici special făcută. Uite, este un fel de parc, aici este o benzinărie cu un magazin. Bă, destul de tare, chiar îmi place extrem de mult. Bă, chiar e frumos, îmi place. Bine, sunt o grămadă de vehicule, adică putem să observăm și la clasa A și la clasa B. Uite, la clasa B ce avem? Ferrari Lusso, Porsche 992 GT3. Dar cred că o să cumpăr ceva de la clasa, cum se cheamă, clasa Wanted. Aici sunt mașinile mai puțin mai interesante pentru că sunt japonezele cum ar veni. Și se tunează într-un mare, mare fel vehicule de la Wanted. Deci avem un Subaru VRX, un R34, Nissan Silvia S15, e o mașină foarte interesantă. Mamă, uite Nissanul ăsta la Urel. Mamă, cred că ăsta o să-l cumpăr direct la 250.000. Mai avem noi ceva, uite, Dodge Charger, avem Audi 4, mamă, legendara mașina aceasta. Bă, da, sincer, uite, avem și E36-le aici. Ia uite, nu, mamă, ăsta e, cred că ăla de se tunează interesarul de tot. Bă, da, sincer, cred că o să-l cumpăr acest E36, așa că hai să-l cumpărăm direct, cumpără, preț 500.000 de dolari. Și acum am făcut un quest acolo în dreapta, e tipul pentru viteză, este făcut. Și o să mergem chiar foarte rapid. Uite, aici avem M3-ul nostru frumos. Mamă, mamă, cum sună. Mamă, ce tare se controlează, bro. Bro, chiar e tare. Îmi place. Lasă așa puțin să ne punem noi aici profile Brazos FPS, field of view, să ne punem un 35 așa. Uitați așa că am scris greșit. Ia uite, mă, altă viață. Deci, haide să mergem să vedem puțin cum este aici la tuning și să mergem apoi până la un magazin electronic ca să ne cumpărăm un telefon și să vedem ce mai este pe acolo. Deci, haide să vedem noi modificările foarte rapide. Bine, acum cu siguranță se pot modifica într-un mare, mare fel, după cum puteți vedea. Deci, da, o să stau puțin pe aici să vedem ce găsim și cum facem acest M3 și, mă, băieți,
Fete, haideți că revenim în clipele următoare. Putem observa că facem mașina asta de body kit, pregătită pentru un body kit, așa că sunt chiar foarte curios să vedem cam cum o să iasă un body kit. Mamă, dar ce nașpa, bă, că nu vine cu două evacuări, bro. O să las asta așa deocamdată. Da, mă, băi și fete, am ieșit cu acest E36. Să spuneți părerea voastră în comentarii cum vi se pare. Eu zic că l-am adus într-o formă destul de interesantă. Păcat că nu este dublă evacuarea pe spate, dar asta o să rămână de văzut, nu este asta o mare problemă. Ok, am venit și până la magazin să vedem puțin ce ne putem noi cumpăra de pe aici. Avem generale, gustări, hai să ne cumpărăm, nu știu, ne cumpărăm aici câteva gogoși și ne cumpărăm și un Red Bull. Și acum presupun că meniul este pe I sau pe F1, da, uite, pe F1, pe F1 este meniul și acum avem click dreapta, folosește. Păi, e destul de interesant meniul acesta, chiar e foarte șmecher. Să scrieți părerea voastră în comentarii, cred că vă nebunesc să scrieți părere. Și acum ce mai ne rămâne nou să facem este să mergem puțin până la un magazin de electronice. Bine, normal că am... peste tot aici ar fi stații de metrou Little Seoul, nu? Magazin electronice. Ok, perfect. Azi să vedem ce ne putem cumpăra de acolo. Bă, îmi place că sunt anumite chestii pe hartă. Este mapping adăugat de vegetație, ceea ce este un lucru super bun. De fiecare dată vă spun că este super chestia asta cu vegetația pe hartă. Chiar dă așa un plus mai de răcoare, pot să zic, mai modern așa. Uite, avem și aici un tuning, păcat că nu m-am dus la acesta. Bă, da, zona asta, sincer, e chiar foarte interesantă, e genială. Cum este așa? Uite, avem și pe acolo apă. Bă, interesant. Mamă. Uai, cum sună, mă. Ok, și aici avem noi magazinul digital. O să ne parcăm noi BMW-ul nostru aici. Și avem noi un telefon mobil. Și hai să ne cumpărăm și o stație radio. Bine, acum păcat că nu este un interior aici custom. Chiar ar fi mers un interior custom. Dar noroc că am făcut și quest-ul. Acum ce ne mai rămâne nouă este să devenim șofer și să ne obținem licența de conducere. Licența de conducere nu știu exact de unde ne putem lua. Cred că de aici, da, școala de șofer, uite, este fix la poliție. Bine, noroc că acum pe server nu sunt polițiști, pentru că dacă m-ar vedea fără licență, m-aș cam duce la pușcărie și probabil s-ar schimba contentul într-o altă chestie. Să ne parcăm noi BMW-ul nostru aici frumos și haideți să mergem înăuntrul Los Santos. Bă, chiar îmi place chestia asta. Bine, cred că e ceva gen cum s-ar veni o chestie pentru începători. Deci, ia să vedem noi pe aici pe unde ar fi. Ok, avem examen auto. Care este viteza maximă permisă pe drumurile naționale, autostrăzi și în oraș? Urmă, băi și fete, acum trebuie să căutăm un polițist cu care va trebui să dăm testul, dar din păcate acum nu prea sunt polițiști pe server, deci va trebui să revenim puțin mai târziu. Sau probabil în următoarele videoclipuri. Să vedem acum cum vi se pare serverul. Probabil o să facem și mai multe videoclipuri, pentru că mie mi se pare destul de interesant. Și acum un ultim pas ar fi să ne căutăm un job. O să mergem chiar acum pe artă, să vedem dacă trebuie să mergem noi puțin să ne luăm jobul de la primărie sau nu. Dar nu prea cred asta. Adică na, putem observa că avem constructor, culegător de portocale, curățător de străzi. Mai vedem pe aici mafia albaneză, grămadă de chestii. Uite, jobul de pilot, mai e și la pușcărie ceva, șofer de autobuz, vânzător semințe, mama asta e ilegală pe caio. Bă, deci, haideți bă, băieți și fete, să mergem noi la curățătorul de străzi, să vedem puțin cum este acolo. Pentru că m-am făcut destul de curios, să vedem cum funcționează. Acum, din păcate, nu prea am putut eu să completez toate quest-urile, probabil dacă le completam pe toate, primeam ceva la sfârșit, dar acum nu este asta o mare problemă, o să le completăm din videoclipul viitor. Ne-am mai rămas doar acea cu devină un șofer, pentru că chiar acum o să mă duc la un job și o să rezolvăm această misiune. Ia să ne parcăm noi mașinuța noastră aici și să mergem la acest NPC. Ok, Bogdan Mizerabilul interacționează și hai să vedem loc de muncă, curățător de străzi. După angajare, cum voi lucra și cum pot avansa? Deci, acest job este structurat pe un singur nivel de dificultate, iar singura posibilitate de avansare este la nivelul contului. Banii primiți la finalul misiunii cresc în funcție de nivelul contului tău. Am înțeles. Deci hai să dăm pe începe să muncești. Trebuie să murdărești și trebuie curățate. Vezi harta pentru locații și cred că o să primim o mașină. Mă, de unde e mașina, bro? Bă, am mai dat odată să oprezi munca și din păcate nu prea știu de ce nu-mi arată unde este vehiculul. Păi ia să vedem dacă merge cu mașina noastră, oare ne pune să curățăm strada cu mașina noastră? Ia să stăm noi aici. Dar nu prea cred asta. Bine, de fapt avem acum un loc de curățat. Ia să vedem noi. Loc de curățat. Bă, ciuta, probabil s-a buguit sau ceva. Oricum o să vadă fondatorii locul acesta de muncă și cu siguranță o să-l rezolve. Dar hai atunci între timp să mergem la alt, uite, de exemplu la pilot. Dar bine, cred că acum la pilot ne va trebui niște ore, așa că o să mă duc eu puțin la jobul acesta de culegător de portocale. Cred că ar fi mai interesant. Deci haideți să vedem cum este acel job. Ia să vedem aici la acest NPC cum lucra o portocală, culegătorul, am înțeles. Interacționează și după angajare, bă, aici
v-aș recomanda băieții fondatori care se uită la acest videoclip să schimbe puțin, nu știu, textul ăsta sau să pună aici un fundal de ăsta cu blur, așa ar fi mai interesant, pentru că până probabil lumea o să fie curioasă cum să lucreze și nu prea vă puteți da seama de aici de text. A bine, asta este o problemă, cum ar veni, mamă, dar nu ne-am, fai de cap, trebuie să mergem înapoi, trebuie să ne dezangajăm de acolo, cred că este un cuvânt. Gata, mă, oprim munca aici la curățător de străzi. A fost destul cât am lucrat, am avansat și noi la culegător. Ia, începe să muncești. Portocalele au crescut și trebuie culese, vezi harta pentru locații. Uite, acum ne-a dat o mașină. Bine, probabil la cealaltă ori sunt eu handicapat și ne-a dat o mașină și nu am văzut-o eu. Ori, din păcate, s-a bugat jobul acela. Sincer să vă zic, chiar nu știu. Ia, bă, da, e frumoasă mașina asta. Ia să mergem noi aici. Ei, colegi portocale. What the fuck, trage portocale din pom în coșul gol pentru a trece la următorul pom. Băi, ești nebun? Bă, ce tare e, bă. Uite, bă, cred că toate joburile sunt așa. Deci, bă, ăsta e chiar foarte interesant. Jobul acesta. Eu, dacă sincer aș face un job de genul acesta, nu știu, aș încerca cumva să fac o portocale să fie aici umplute și aș pune niște sunete. Dar bine, acum peții cu serverul sunt la început și cu siguranță o să facă chestiile acestea în viitorul apropiat, pentru că eu zic că, sincer, chiar au făcut o treabă destul de bună până acum și vreau să fim cât mai mulți pe server. Când o să fie postat videoclipul acesta, eu o să fiu cu siguranță acolo și o să ne jucăm împreună pe server, pentru că, după cum puteți observa, bă, este destul de modern așa și are un refresh, pot să-i zic, față de celelalte servere, deci cu siguranță merită mai multă atenție din partea noastră. Vreau să acum, de exemplu, dacă ne plătești la final de tot sau nu, ia să le punem aceste portocale cât mai rapid. Cred că ăsta este ultimul pom sau nu. Sincer să vă zic, chiar nu știu câte portocale trebuie să strângem. Sau ăsta e ultimul, mă? Sau ăsta? Mamă, ia mă-n ăsta câte portocale îs. Sau probabil că acesta este ultimul, nu se știe niciodată. Bă, da, producția din pomii ăștia ultimii a dat mai bine, sincer să vă zic. Uite, am primit și payday-ul și suntem scutiți de impozite pentru că avem sub 100 de ore. Ok, interesant. Interesantă chestia asta, chiar este destul de bine asta. Bine, probabil nu aș pune la 100 de ore, probabil, nu știu, până în 25 de ore, 50 de ore, cam așa. Oh, bă, dar sunt mulți pomi. Sunt curios de o chestie, noi dacă o să mergem acum la acest nene și o să dăm oprim munca, o să ne primim banii pe ăștia pe care am făcut până acum sau trebuie să facem toți pomii? Oprește munca? Dar nu prea cred că ne-a dat ceva bani. Am înțeles, e bine, nenea portocală. Ia să mergem noi puțin aici să ne băgăm benzină în M3-ul nostru. Ia să ne băgăm aici, nu știu cât, să ne băgăm 25 de litri. Poți băga maxim un litru în rezervor, what the fuck? Vrei să deții această afacere? Păi, interesant, sincer. Dar stai să ne punem noi aici un litru așa frumos și acum să ne băgăm benzină de 15 dolari. Cred că deja am băgat-o. Dar oricum, băi și fete, mie îmi plac extrem de mult meniurile de pe Iced. Bine, Iced sau Iced, nu știu exact cum se pronunță. Scrieți-mi voi în comentarii dacă știți, chiar mă scuzați. Deci, ce pot să vă zic, băi și fete? Aveți toate informațiile de acest server în descriere. Nu uitați că ne vedem la deschidere. Deci, mie, sincer, chiar îmi place serverul cum este făcut. Deci, numele meu a fost Tepsar de Cav. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Vă salut, pa, pa!